Epistola lui Pavel către Efeseni ne arată multe lucruri legate de caracterul nostru. Caracterul nostru este ca o mână de lut care se formează apoi în timp. Și ceea ce ne arată Pavel aici în Efeseni este că acest caracter al nostru se modelează prin relații. Adică tot ceea ce este în jurul nostru, lucrurile cu care noi intrăm în contact, își pun amprenta pe caracterul nostru. De mici copii, ceea ce auzim, ceea ce vedem, modelele care le avem în viață, în părinți, în biserică, în societate, în școală, cu colegii, cu prietenii, în biserică, toate acestea își pun amprenta și caracterul se modelează prin relații. Dar timpul trece și când caracterul se formează, apoi caracterul se și reflectă în relații. Adică deja relațiile care le cauți, relațiile care le ai și le păstrezi în continuare, arată ce fel de caracter ai. Și în această după-amiază, Cuvântul lui Dumnezeu ne arăta aici în Efeseni, la capitolul 5, despre câteva relații. Și una dintre cele mai puternice relații pe care le are omul și pe care își pun amprenta pe caracterul omului este relația cu Dumnezeu. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Iertați-vă cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Trăiți în dragoste și apoi spunea să mulțumim lui Dumnezeu, să cercetăm ce este plăcut înaintea Domnului. Toate acestea arată ce fel de relație avem noi cu Dumnezeu. Pentru că relația noastră cu Dumnezeu va arăta, de fapt, caracterul nostru. Va arăta cât vom semăna noi cu El. Și totul va depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Fie că noi stăm de vorbă cu Domnul în rugăciune, fie că citim Cuvântul lui Dumnezeu, că medităm la Cuvântul lui Dumnezeu, toate acestea apoi își vor pune amprenta pe caracterul nostru. Cum vom fi noi? Pentru că atunci când citești Scriptura, în primul rând în Scriptură găsești un model. Și acest model este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Cum ne-a iubit El, cum ne-a iertat El, cum ne-a primit, ne-a acceptat El. De aceea când citim Scriptura și în relația noastră cu Dumnezeu, cel mai mult se formează caracterul nostru. Blândețea noastră, iubirea noastră, bunătatea noastră, îndurarea care putem arăta față de alții. Doresc Dumnezeu să binecuvinteze mai departe relația noastră cu El. Apoi, noi nu putem spune că avem o relație bună cu Dumnezeu dacă cu cei din jur nu avem o bună relație. Nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu pe care nu-l vedem, spunea Apostolul Ioan, și să nu-l iubim pe fratele nostru sau pe aproapele nostru pe care îl vedem. Și de aceea era important, spunea el, trăiți în dragoste. Iubiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții. Relații la nivel de familie. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Nevestelor să-și iubească soții, copiii. Părinții să-și iubească copiii, să-i mustre, să-i îndemne, să-i învețe. Copiii să asculte în Domnul de părinți. Relații în societate, slugi, robi, stăpâni, toate astea se reflectă apoi în relații. Cum te raportezi la cei din jurul tău? Ce fel de relații ai cu ei? Relații tensionate, conflicte, sau pace, armonie, dragoste? Pentru că toate acestea vor arăta ce fel de caracter avem noi. Și în această seară, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să medităm la ce fel de relații avem noi. Cu Dumnezeu, dar și cu cei din jurul nostru, cu aproapele nostru. În primul rând, familia, apoi biserica, unii cu alții, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă. Când e vorba de comunicare, se spune să nu se audă cuvinte porcoase, să nu se audă
vorbe nechipzuite, glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și apoi vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului și mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar mai există o altă relație care de asemenea definește foarte bine cât îl iubim pe Dumnezeu și cum arată caracterul nostru. E relația și cu păcătoșii. Noi trebuie să iubim pe toți oamenii, dar cu cine ne împrietenim, cu cine, unde ne găsim plăcerea, asta arată caracterul nostru. Că dacă niște oameni fac glume proaste și tu râzi la glumele lor și îți plac și asiști cu plăcere, înseamnă că asta spune ceva despre caracterul tău. Dacă niște oameni se roagă și tu îți găsești plăcerea în rugăciune, în cântare, în ceea ce vorbesc acei oameni din Scriptură, spune ceva despre caracterul tău. Dar dacă niște oameni se roagă, cântă lui Dumnezeu, vorbești din Scriptură și tu nu-ți găsești plăcere și parcă găsești dezgust și te plictisești la o astfel de întâlnire, asta spune ceva despre caracterul tău. Dacă nu-ți găsești plăcere când auzi cuvinte rele, când auzi cuvinte stricate, când vezi lucrările celea neroditoare ale întunericului, asta spune ceva despre caracter. Pentru că cel care îl iubește pe Dumnezeu va iubi pe cei care fac voia lui Dumnezeu și nu va participa cu plăcere sau va evita să participe la acele lucrări neroditoare ale întunericului. Asta spune Scriptura aici. De multe ori sunt situații în care nu poți să fugi. Dacă ești la muncă, oamenii vorbesc, dacă ești în autobuz, dacă ești în tren, dacă ești undeva, oamenii vorbesc și tu nu poți să-i oprești. Dar contează mult ceea ce gândești în inima ta. Contează foarte mult modul în care tu te relaționezi, modul în care tu te raportezi la cei din jur. Dacă îți place să asiști la lucrările neroditoare ale întunericului sau le osândești, sau le condamni, sau le privești cu dispreț sau cu dezgust. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar este încă o relație care în mod deosebit arată cum arată relația noastră cu Dumnezeu și anume vorbim despre păcat. Noi nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu, noi nu putem spune că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu atâta vreme cât mai este o legătură cu păcatul. De aceea Pavel spunea, curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Adică să nu fie nici măcar un fir de ață. Să nu fie nicio legătură, pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să te depărtezi de orice păcat. Și cu păcatul să nu mai ai nicio legătură, nicio relație. Oricare ar fi păcatul acela, că e un păcat la nivel de trup, că e în afara trupului, că e în inimă, de orice fel ar fi, că e la nivel de purtare, că e la nivel de vorbire, că e la nivel de gândire, că e la nivel de acțiune, oricum s-ar manifesta păcatul acela, nu trebuie să existe între creștin și păcat, nu trebuie să fie nicio relație, nicio legătură. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și asta ne arată în mod deosebit epistola lui Pavel către Efeseni. Ne arată că adevăratul creștin este foarte atent la relații, pentru că omul de când se naște, el intră în relație cu ceea ce este în jurul său, cu mediul, cu cei din jurul său, dar totodată trebuie să fie atent pentru că modul în care se raportează la toate lucrurile va influența viața lui și caracterul lui, cum va acționa mai departe. Modul în care ne relaționăm cu biserica, cu slujitorii, modul în care ne relaționăm în familiile noastre cu părinții, soțul, soția, modul în care ne relaționăm la muncă, patron, angajator, colegi și așa mai departe, modul în care relaționezi cu frații în biserică sau cum relaționezi cu cei din jur sau cu cei păcătoși, pe cei care vorbesc urât, asta arată ceva despre noi. Și încet, încet, mediul în care trăim și relațiile care le cesem în jurul nostru își vor pune amprenta pe caracterul nostru. De aceea, în această seară, Dumnezeu ne atrage atenția. Uitați-vă bine. Uitați-vă bine la ce fel de relații aveți. De aceea Scriptura spune, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă, depărtați-vă,
Sunt anumite relații de care trebuie să te depărtezi, adică să stai cât mai departe. Sunt relații de care apoi trebuie să fugi. Iosif a trebuit să fugă și să-și lase și haina, și să-și piardă și locul de muncă și să piardă libertatea, să-și piardă demnitatea, dar să fugă de orice relație păcătoasă. Și sunt situații în care trebuie să fugi efectiv și să stai cât mai departe de un anumit tip de relații. Și e foarte important, pentru că asta arată ce fel de oameni suntem noi, arată ce fel de caracter avem noi. Și mai este un anumit tip de relații despre care Pavel scrie în încheierea epistolei sale, în capitolul 6, la versetele 10 în continuare, și în mod special versetul 12. Avem de luptat împotriva duhurilor. Vrem noi sau nu vrem? Noi nu putem sta singuratici undeva, nu putem fi închiși undeva. Noi intrăm în contact cu familia, cu biserica, cu societatea, intrăm în contact cu oamenii buni, intrăm în contact cu oamenii răi și toate astea încet, încet își pun amprenta asupra noastră. Suntem confruntați cu ispitele, suntem confruntați cu păcatele, suntem confruntați cu patimile, cu viciile și asta spune ceva despre caracterul nostru. Dar dincolo de toate, în tot ceea ce se vede sau nu se vede, în spatele tuturor stau duhuri. Și noi avem de dus această luptă și când vorbim despre relații, nu vorbim neapărat oameni. Adică noi nu putem să-i evităm pe oameni, să le întoarcem spatele sau să nu vorbim cu ei. Dar să fim foarte atenți la ceea ce este în spatele tuturor lucrurilor care sunt în jurul nostru și anume duhurile răutății. Ce fel de relații avem noi? Cum ne raportăm noi? Cum suntem noi în lupta aceasta? Și față de duhuri, față de păcat, creștinul nu are decât o singură relație, nu are decât o singură legătură, să zicem așa. Să lupte împotriva. Noi avem de luptat împotriva duhurilor. Noi avem de luptat împotriva păcatului. Și asta de multe ori provoacă confuzie, că să spunem, dacă dau un exemplu, dacă un frate fură, în spatele acelui păcat este un duh. Ca om al lui Dumnezeu, eu trebuie să mă ridic să lupt împotriva acelui păcat, fie că îl mustru, fie că îi spun, fie că vorbesc despre el, că îl învăț. La un moment dat, dacă omul nu realizează care este puterea care îl ține, nu realizează pericolul, știi ce va crede? Are Marius ceva cu mine. Numai despre asta predică, numai grija mea are, nu-i vede pe alții, atâți alții au furat mai mult ca mine, pe mine m-a văzut acum. Și asta provoacă adeseori neînțelegere și provoacă alte lucruri. Însă noi, ca și creștini, în jurul nostru, știm că avem de luptat împotriva duhurilor. Și Dumnezeu să ne păzească. Și Dumnezeu să ne dea biruință împotriva oricărui duh. Dumnezeu să ne binecuvânteze. De aceea vrem să venim înaintea Domnului, să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Pentru că noi ne rugăm și avem cauze și le vom aduce înaintea lui Dumnezeu, dar în mod deosebit, rugăciunea noastră sau rezultatul rugăciunii noastre va depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Rezultatul rugăciunii noastre va depinde de relația noastră cu oamenii. Va depinde de relația noastră cu păcatul. Va depinde de toate aceste relații și rezultatul rugăciunii noastre. Pe scurt, dacă noi nu-L iubim pe Dumnezeu, dacă noi nu ascultăm și nu facem voia lui Dumnezeu, degeaba cerem lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne ascultă. Dacă noi iubim păcatul și ținem păcatul și ascundem păcatul și nu mărturisim păcatul și nu lepădăm păcatul și nu ne depărtăm de păcat, nu ne ascultă Dumnezeu. Dacă nu-L iubești pe fratele tău, dacă nu te împaci cu soția ta, cu soțul tău, copiii tăi, n-asculți de părinți, nu te ascultă Dumnezeu. Degeaba ți-aduci darul la altar dacă ești într-un conflict cu cineva, dacă ești într-o relație conflictuală, tensionată cu cineva, degeaba te rogi. Și rezultatul rugăciunii tale este zero, ba mai rău. Îți faci mai rău. Pentru că îl sfidezi pe Dumnezeu știind că ai ceva de rezolvat, dar nu vrei să o rezolvi. Și insiști crezând că poate Dumnezeu schimbă planurile, voia, cuvântul, atributele sale. Nu, Dumnezeu este același. Dacă știi că ai ceva de mărturisit,
Dacă știi că ai ceva de reparat în viața ta, mai întâi rezolvă acea problemă și apoi cere lui Dumnezeu. Și apoi adu slavă lui Dumnezeu și apoi continuă, altfel. Relația ta cu Dumnezeu este ruptă. Tu poți să cânti, tu poți să te rogi, tu poți să trimiți bilete, tu poți să faci orice slujbă ai vrea. Relația ta cu Dumnezeu este ruptă pentru că păcatul o rupe. Și câtă vreme nu părăsești păcatul, relația ta cu Dumnezeu nu poate fi făcută. Nu există, pentru că Dumnezeu a spus ori unul, ori celălalt. Nu putem fi prieteni cu Dumnezeu și în același timp prieteni cu lumea. Pentru că prietenia cu lumea înseamnă vrăjmășie cu Dumnezeu, înseamnă întreruperea legăturii cu Dumnezeu. Tu nu mai poți avea relație cu Dumnezeu câtă vreme ai relații cu păcatul, cu lumea. De aceea Scriptura ne avizează într-un mod deosebit asupra acestor lucruri. Dumnezeu să ne ajute să schimbăm lucrurile care trebuie schimbate. Ceea ce trebuie schimbat în caracterul nostru, în relația noastră, să avem mare, mare grijă la tot ceea ce facem. Să avem mare grijă la tot ceea ce spunem, ca să nu ne osândească inima în nimic. Dumnezeu să ne ajute.